Ne întoarcem la realitatea sportivă și continuăm prezentarea fazelor cu proprietate de la partida din Gruia, Sibiu Ceperes și Dinamo, victorie pentru Crujeni cu scorul de 1-0, Iisus Conez, autorul unicului gol. Am văzut că în minutul 15, Gabi Boșină de la Dinamo a fi putut fi eliminat un cartonaș roșu pe care arbitrul Covaci trebuia să-i arate lui Boșină. Mergem mai departe, în minutul 33, Ceperes, o solicită o lovitură de la 11 metri, un hand. Unește, halește Ciupi. Mureșan mărește mingea cu capul, iar balonul îl atinge pe Inforanul în mână. Vedem această fază și o comentăm alături de Dan Zărescuterul, da. Așa, cred că falca, o să mergem în mirea și să mai avem o reloare. Ah, ai scăpat-o. A fugit, gata.